Bună ziua la toți! La Garda Națională de Mediu au parvenit mai multe întrebări de ce cascada de la Saharna nu mai curge apă. Am venit la fața locului, am făcut o mică investigație și am aflat că pricina este din blocarea unor din cele două izvoare de la Cișneuț, care este blocat pentru a alimenta satul cu apă. 3 săptămâni în urmă, satul Cișneuț a fost dat startul la, să spunem așa, apă pentru săteni, pentru a avea apă robinet de potabilă. De asta este pricina. Am mers de-a lungul până la aproape de Cișneuț, baraje nu sunt, apa circulă cu greu, practic aproape ajunge în coace, dar deja se rispește în pământ în pădure. Și cel mai principal, că fluxul care rămâne de apă deja se rispește în pământ. Este nevoie de a curăța fluviul în jur de câți kilometri sunt aproximativ, sunt vreo 5 km de ar fi curățat și eu cred că cascada o să repornească. Că debitul care rămâne de apă este o parte care pleacă la cetățeni și o parte care se dă drumul și se rispește în pământ. Fiindcă râul nu este curat, este poluat, am postez câteva imagini, cam să vedeți cam ce merge vorba. Asta tot în 5 km ce o să vedeți. Asta la câteva sute de metri până la cascada de la Saharna, câteva sute de metri, ne aflăm în deal. Sprânește încolo, îți duci în cascadă. Debitul de apă e foarte mic.